Deschidem Cartea Sfântă, cei care aveți posibilitatea aceasta. Deschidem Scripturile la Cartea Apocalipsa, capitolul 20, ultimele 5 versete și vom continua în capitolul 21, primele 5 versete. Apocalipsa 20, începem cu versetul 11. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis: Iată, eu fac toate lucrurile noi. Și a adăugat: Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Amin. Reașezați-vă, vă rog. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru după masa aceasta, în mod deosebit pentru cei îmbrăcați în alb, pentru toți cei prezenți. Dumnezeu să-i binecuvinteze și să vă aibă pe toți în vedere. Amin. Am citit din Cartea Sfântă despre două vedenii pe care Ioan, apostolul, ucenicul iubirii, le-a avut în revelația sa apocaliptică. Două vedenii. Versetul 11 începea cu cuvintele: Apoi am văzut. Vedenia judecății de apoi. Capitolul 21 începea cu versetul 1 cu cuvintele: Apoi am văzut. Vedenia noului Ierusalim. Dragii mei, la una din aceste două vedenii veți fi părtași. Nu există om care să fi trăit pe pământ și să n-aibă parte de una din aceste două vedenii. Ori la una, ori la cealaltă. Să știți că dorința lui Dumnezeu, cel care vrea ca niciunul să nu moară și tot să aibă viața veșnică, e să fim părtași cele de-a doua vedenii și să devină realitatea noastră eternă. Dar pentru a fi sigur că evităm cea dintâi vedenie, nu acum doar să vorbim despre ea, realitatea ei crudă, acea vedenie care declanșează, cum spunea Domnul Hristos, plânsul și scrâșnirea dinților, pierzarea eternă. Pentru a fi sigur că scăpăm de această durere ce n-are limită de timp și n-are măsură, vă provoc mai întâi să ne uităm puțin la ea și să observăm cine va fi acolo sau cine va fi judecat și osândit. Pentru că să știți, spune Domnul Hristos, Matei 25, că iazul de foc n-a fost pregătit oamenilor, lui Satan și îngerilor lui. Dacă vor fi oameni acolo, e că vor fi trimiși cu diavolul și îngerii lui, nu pentru că aceasta a fost voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Să ne oprim la imaginea acestei judecăți. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb, ceea ce este un simbol autorității desăvârșite a suveranului Dumnezeu. Așa după cum a văzut și Daniel în profeția sa, citesc din cartea sa, capitolul 7, citesc de la versetul 9. M-am uitat la aceste lucruri. La ce? La derularea istorică.
babiloneni, medopersani, macedoneni, romani și realitatea noastră zilnică. La istoria aceasta cumva curge. Până când s-au așezat niște scaune de domnie, istoria se va stopa. Și un bătrânit de zile, adică cel ce mai înainte de început, așezut jos, haina lui era albă ca zăpada, un simbol al sfințeniei divine. Părul capului era ca niște lână curată, un simbol a dreptății lui Dumnezeu. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc, un Dumnezeu care are autoritate și a cărui mânie, cum am citit în serile trecute în Romanul 18, se declanșează împotriva oricărui păcat, pentru că el este sfânt, el este drept. Un râu de foc urgea și ieșea dinaintea lui. Mii de mii de slujitori slujeau și de zeci de mii de ori, zeci de mii stăteau înaintea lui. S-a ținut judecata și s-au deschis cărțile. Dragii mei, să nu creadă cineva că scapă de judecată, că acolo are Dumnezeu atâția îngeri cu o autoritate mult mai mare decât noi oamenii. Și vom fi convocați, vii sau morți. Pentru că spune Scriptura aici în continuare, Apocalipsa, capitolul 20, versetul 12. Și am văzut pe morți, mari și mici. Mari și mici poate însemna mari în autoritate, mici oameni de rând, mari oameni maturi, mici copii, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Și în acea sală de judecată, să o numim, s-au mai prezentat doi martori. Pământul și cerul, după care au fugit dinaintea lui. Cartea de Deuteronom, capitolul 30, ne dezvăluie că Dumnezeu și-a luat doi martori, pământul și cerul. Poate cineva să scape de mărturia acestor doi martori? Nu se poate. Să știți că sistemul nostru solar a fost determinat de Dumnezeu doar pentru istoria umană. Apoi vor fi ceruri noi și pământ nou. Pământul acesta a avut menirea să ne poarte. Soarele a avut menirea lui. Cerul ne-a încântat cu stelele care le vedem noaptea. Dar să știți că această priveliște minunată, acest dar pe care Dumnezeu ne l-a dat ca să ne extragem viața din pământ și să locuim pe el, că Dumnezeu a dat pământul oamenilor, în final își vor veni cu depoziția lor, cu mărturia lor. Și astfel nimeni nu va putea să ocolească aceasta. Undeva s-a întâmplat o crimă și n-a știut nimeni. Dar într-o seară, omul, criminalul, a ieșit afară, n-avea liniște. S-a uitat spre stele și spre lună și a zis: numai voi m-ați văzut când am ucis pe vecinul. Mai era treas și un alt vecin. S-a aflat și pe pământ, dar oricum cerul ar fi purtat această mărturie. Știința ne dovedește că în parte oamenii au ajuns să cunoască faptul că ceea ce vorbim noi, imaginile noastre, se păstrează în unde, în niște realități pe care noi încă nu le percepem. Și Dumnezeu are ceva mai mult decât o cutie neagră a unui avion, mai mult decât o cameră de înregistrare și de monitorizare a oamenilor. La El toate sunt în evidență. Spunea Psalmistul 139, Doamne, nici n-apuc să gândesc că m-ai și înregistrat. Dacă mă duc la capătul pământului, sunt sub vizorul tău. Și face el o mențiune acolo. O știință mai presus de puterile mele. Noi poate că ne-am gândit cu ceva camere de luat vederi, dar cum percepe gândul? Avem de a face cu un Dumnezeu suveran, care are în final, când va opri istoria, un tron pe care îl așează. Are martori pe măsură. Și spune Scriptura aici, niște cărți au fost deschise. Pentru că, așa cum vă aminteam, toate sunt în evidența lui. Și morții au fost judecați după faptele lor. După cele ce erau scrise în cărțile acelea, Dumnezeu este drept. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Este importantă mențiunea, pentru că în antichitate, oamenii credeau că cine a murit în mare, nici măcar, în mare, nici măcar nu mai învie. Toți sunt chemați la apel. Moartea și locuința morții au dat înapoi pe morții care au în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Dar îi este dat lui Ioan să facă o mențiune. Și iată ce a scris el, versetul
12 pe la mijloc și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Sau ca să-i citim titlul întreg, Apocalipsa 13, versetul 8, Cartea Vieții Mielului care a fost junghiat. Și versetul 15 aduce o informare care ne ajută să înțelegem. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. Și se ridică o întrebare legitimă în acest context. Dar după faptele lor, nu putea cineva să fie mântuit după faptele lui? Iată că făcând o analiză a faptelor, îndreptate, nu chemând pe oameni să depună mărturie, cerul și pământul, Dumnezeu are operatorii lui. Nimeni n-a putut fi mântuit. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc. Nu degeaba spune Scriptura, vă citesc din Romani, capitolul 3, cuvintele Apostolului Pavel, când a prezentat doctrina mântuirii, în versetul 23, căci toți au păcătuit. Și consecința? Sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Nu vor putea să ajungă în slava lui Dumnezeu. Dumnezeu îndepartă păcătoșii cum a expulzat pe Adam și pe Eva din grădina Edenului. Și înaintea lui Dumnezeu nimeni nu poate merge cu faptele lui. Asta ca să nu creadă cineva că el este bun. E bun în raport cu oamenii, dar în fața lui Dumnezeu toți au păcătuit. Eu m-am născut într-o familie de credincioși. Marele zic eu că n-am făcut, deși n-am fost întotdeauna ascultător. Am avut un băiat din cei 7, s-a căsătorit, are acum aproape 25 de ani. Eu și soția nu știm vreodată ca băiatul acesta să fi zis nu. A fost mai cu minte ca tata lui. Dar în jurul vârstei de 14 ani vine la mine și spune, tata, vreau să mă mărturisesc. M-am speriat. Mă, un așa copil cu minte, ce să mărturisească? Și a scris pe o foaie formata 4, recto, verso, tot. Când încep să citesc, erau gânduri copilărești, niște intenții, niște cuvinte pe care le-a spus la școală și îmi spune, sunt păcătos și vreau ca Domnul să mă ierte. Și atunci a fost născut din nou. Trag nădejde ca și voi să fi avut nașterea aceasta din nou. Pentru că altfel n-are rost să vă botezăm. Botez înseamnă îngropare, dar îngroparea cere întâi moarte și moartea cere întâi păcat. Și dacă nu-i păcat, n-are sens moartea, n-are rost botezul. Fica noastră, singura fată ce am avut-o, a fost născută din nou mai repede. Avea 8 ani și se duce la soția mea și îi spune, mami, începe să plângă, eu sunt păcătoasă. Și o ia soția, dar ce-ai făcut, dragă? Și începe ea să spună copilării mai mici, ca până la 8 ani. Pentru că nu este om, nici măcar copil, care judecat după faptele lui să poată fi mântuit. Există o singură șansă și aceasta se numește Cartea Vieții, se numește Domnul Hristos. Dar, dragii mei, n-aș vrea să înțelegeți că această Cartea Vieții e un simplu catalog în care îi trimitem lui Dumnezeu, așa, prin fax sau prin mijloace mai moderne, lista de la Secretariatul Bisericii. Spune, Doamne, te rugăm să iei la cunoștință și să-i treci la catastif. Vă rog să rețineți ce înseamnă Cartea Vieții Mielului care a fost junghiat. Ce înseamnă să fii scris în această carte? Această carte a Vieții Mielului are câteva capitole. Și despre tine trebuie să scrie în toate aceste capitole, nu doar în lista aceea anexă. Deschideți cu mine Scriptura dacă doriți sau cel puțin urmăriți-mă, Roman, capitolul 6. Citesc de la versetul 3. Stimați candidați, acesta e capitolul vostru. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui. Cartea Vieții Mielului are un capitol care se numește botez. Și trebuie să figureze acolo. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați. Urmează cu fundarea în apă. Împreună cu El
Pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi, via Domnul tot așa și voi, să trăiți o viață nouă. Citesc în continuare. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, e foarte important botezul, pentru că este o moarte asemănătoare cu a Lui. Ați văzut, ne-am făcut o poză cu candidații. Dar să știți că atunci când sunteți cufundați în apă, din cer vouă vi se face poză nu cu noi, cu Domnul Iisus Hristos. Asta e dovada că voi credeți în El și știți că școborârea Lui în mormânt a avut valoare mântuitoare pentru voi. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește, nu simpla cufundare în apă, ci credința în această lucrare binecuvântată. Dar vă rog să rețineți și mă adresez tot dumneavoastră în primul rând. Spune Scriptura aici în versetul 6, știm bine, adică trebuie să fie ceva autentic, palpabil, cum am dat exemplul acelor copii, că omul nostru cel vechi, care trebuie îngropat, a fost răstignit împreună cu el. Și acum să recapitulăm care sunt capitolele din Cartea Vieții Mielului. Primul capitol se numește răstignirea. A avut loc în viața voastră? Recitesc. Omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună. Numai cuvintele împreună le accentuez. Să nu creadă cineva că noi putem să avem parte de o moarte împreună cu Hristos până n-am fost răstigniți împreună cu Hristos. Capitolul 1, răstignit împreună cu Hristos. Capitolul 2, mort împreună cu Hristos. Capitolul 3, îngropat împreună cu Hristos. Capitolul 4, înviat împreună cu Hristos. Și învierea nu-i doar pentru aici, suntem înviați pentru slavă. Avem binecuvântări în locuri cerești, scrie în Efeseni 1 cu 3. Și dintre toate aceste operații, care mi se pare că e mai grea? Îngroparea nu e grea, se descurcă frații într-o jumătate de oră, rezolvă 27. Care credeți că e mai grea? Învierea? Ai lucrarea lui Dumnezeu. Mie-mi vine să cred că cea mai grea răstignirea. E și prima de altfel. Nu se poate declanșa procesul. Răstignirea. Când a fost Domnul pe cruce împreună cu doi, El a murit primul. Ferice de cei ce mor, nu după mult chin, cât mai repede față de lume. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Dar ceilalți doi nu muriseră. Și a fost nevoit Pilat să desemneze soldați să le zdrobească fluierile picioarelor. Asta doare, așa? Și pentru Domnul s-a făcut proba morții cu o suliță în coastă. Mie îmi place să spun că aș recomanda înainte de botez să se facă cumva proba, măcar cu o suliță. Să vedem mortul sau nu-i mort. Dar înainte de a fi mort, e răstignirea, e acea acceptare. Știți ce înseamnă răstignire? Vă citesc Galateni 6, mai întâi 2 cu 20. Am fost răstignit. De-aia, Domnul, să puteți spune și voi, împreună cu Hristos. Și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Adică eul tău, cu acele pretenții, cu laude, cu mofturi, cu plăceri, cu patimi, să se ducă. Și să fii conștient, scrie în Roman 6 în continuare, să te socotești mort. Adică să-ți dai seama că toate acele plăceri ale tale, de fapt, erau cu o condamnare la moarte. Și tu singur acum decizi să renunți la acel mod de viață păcătos și să trăiești pentru Dumnezeu. Spune tot Pavel Galateni, capitolul 6, citesc versetul 14, în ce mă privește pe mine? Asta se spune pocăiții morți de mai mulți ani, răstigniți bine. Departe de mine gândul, nu cumva să vă mai vină gândul, cum trăiați dumneavoastră în lume, așa. Cum a zice câte unul care e firesc, auzi, să nu mă faci să pun pocăința deoparte să-mi amintești cine am fost eu. Departe de voi gândul ăsta. Să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Hristos. Și știți, unii o poartă ca simbol, ne lăudăm că Domnul a murit pe cruce, e foarte bine.
Dar nu uitați accentul ca să fie scris în cartea vieții mielului. Împreună cu Hristos pe cruci trebuie să fii murit și tu. Vă citesc asta în continuare. Prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Și insist asupra ideii. Doar un Hristos răstignit pe cruce nu te poate mântui dacă nu ești răstignit împreună cu El. Și asta se va vedea din felul în care știi să taci și să rabzi și să nu mai te lași atras de lume și să te atragă dragostea lui Dumnezeu din cer. Mărit și binecuvântat să fie Domnul. Avem de face uneori cu frați ortodoxi, să-i numim, care ne spun, frate, eu am fost botezat atunci. De acord. Dar trebuie să-mi dovedești că după ce ai murit cu Hristos, trăiești cu Hristos. Și asta este dovada cotidiană. Doamne, ajută-ne! Așadar, închei ideile despre imaginea judecății de apoi, anunțându-vă că ea se apropie, că Dumnezeu vine cu putere. Stricăciunea din lume reclamă apropierea zilei lui Dumnezeu. Dar până atunci, știți după cine așteaptă Dumnezeu? După noi să ne terminăm treaba. Încă mai vrea să mântuiască, să se îndure. Că despre ceilalți îi va surprinde judecata aceea fără milă. Și vor scăpa numai cei ce nu prin faptele lor, ci prin jertfa Domnului Hristos. Unirea lor cu El în viață, în trăire, în pocăință, în botez și în sfințenie. Doamne ajută-ne! Numai aceștia vor trăi. Trecem la imaginea cealaltă pe care o dorim. Apocalipsa 21, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Oriunde vor fi situate pe orbite? Nu doar ce coordonate cosmice vor avea, ce atmosferă va fi, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi periseră. Nu va mai fi nici Franța, nici Parisul, nici România. Se vor duce. Și marea, fizic și simbolic vorbind, nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu Creatorul, care naște lucrul, cheamă ce nu este, ca și cum ar fi. Cetatea Sfântă, noul Ierusalim. Știu că există o mare febrilitate în a face excursii la Ierusalim și am înțeles că ați fost și dumneavoastră. Nici o problemă, sunt banii munciți de dumneavoastră. Dar țin să vă anunț că Ierusalimul de sus e mama noastră. Acesta de jos este încă în robie, cu conflictele pe care le știți. Și spune Scriptura în Evrei, capitolul 12, și vreau să vă gândiți la imaginea aceasta, este foarte reală, citesc de la versetul 22. V-ați apropiat de muntele Sionului și n-are în vedere Palestina, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de adunare în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor duhurilor celor neprihăniți făcuți de săvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Frați și surori, fie ca actul acesta și adunarea asta să ne apropie de Ierusalimul de sus. Nu fizic vorbind, ci în pregătirea noastră. Pentru că am citit aici în continuare, în Apocalipsa 21, citesc din nou versetul 2 în continuare, cum arăta cetatea aceea, Ierusalimul acela? Ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Numai ei sunt în haine albe, dar noi n-am primit și noi haine albă? Știți că în Apocalipsa e scris să o păstrăm curată ca să avem drept să intrăm pe porți în cetate? Doamne, ajută-ne să ne verificăm astăzi. Cum stă pe noi haina de mireasă? Pentru că în Efeseni, capitolul 5, apostolul Pavel scria, citesc de la versetul 26, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă. Astăzi se îmbracă haina voastră în mod oficial. În Spania, în localitatea Larbos, o soră de 30 ceva de ani a trecut la Domnul. A fost durere vorbind între noi în plan uman și când frații au vizitat-o la spital, era ultime ore din viața ei, la un moment dat le spune, dați-vă la o parte. Și cineva a întrebat, dragă, nu ai aer? Și ea a zis, nu, că moment pe moment n-am dureri. Se apropie de mine Domnul Iisus
și acum am două haine albă și să nu mi-o murdăriți. Și discutând cu ei despre haina asta albă, a plecat să fie cu Domnul pentru eternitate. Dragii mei, noi încă o purtăm, dar ascultați ce vrea Domnul după botez și în viața de pocăință. Să înfățișeze înaintea lui această biserică, fie și Filadelfia de la Paris, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta și sfântă și fără prihană. În aceste condiții, cine își permite să nu se pregătească pentru o nuntă? Ce mireasă că doar comparația e făcută să înțelegem noi, nu că acolo e vorba de nuntă. Ce mireasă ar vrea să fie murdar? Și din multele pregătiri ce ar putea să se realizeze și să le înțelegem, vă dau doar două imagini. Evanghelia după Luca, capitolul 12. Domnul Hristos spunea despre ziua așteptării, despre unii care sunt gata să ai un spirit de așteptare. Mi-ar fi foarte greu să vă verific, să văd care cât e de pocăit. Și chiar dacă aș lansa o listă aici în mijlocul dumneavoastră, nu ne-ar ajunge vremea să facem analize. Dar numai o singură analiză vreau să faceți. Aveți dor după Domnul Iisus. Asta e dovada că ești pregătit, că ești gata. Ești cuprins de dorul așteptării. Pentru că spune aici în continuare despre unii care și-au pierdut acest dor. Poate cu truda din Franța, poate cu alte plăceri lumești. Versetul 46. Stăpânul robului aceluia, care are alte preocupări, mănâncă, bea, va veni în ziua în care nu se așteaptă. Și în ceasul pe care nu știe, rețineți un simplu amănunt teologic, de știut nu știe nimeni. La capitolul a ști, suntem pe aceeași notă cu lumea, nu știe nimeni, dar e o diferență majoră. Noi așteptăm și ei nu așteaptă. Adică în noi Maranata are un răsunet și avem un dor, pe când ei n-au pasiunea aceasta. Dumnezeu să aprindă noi acest foc sfânt. Am citit despre o expediție britanică ce s-a consumat în Antarctica între anii 1914-1916. Un capitan, Ernest Shackleton, a plecat cu o echipă de 28 de conaționali și s-au blocat undeva printre ghețuri, corabia a fost distrusă, cu câteva bărci au încercat să le tragă după ei pe gheață și au dat seama că nu pot să ajungă la sfârșit în misiunea lor și atunci el, însoțit de 5 voluntari, a plecat spre o altă insulă unde știa că există ceva baze de pescuit și de observații, dar neavând decât un sextant pe drum, au ajuns în partea cealaltă a insulei. Ce-i de făcut? A lăsat acolo pe trei cu barca aceea și el, însoțit de doi, timp de 36 de ore, a traversat insula peste stânci, peste locuri pe care nu m-au umblase nimeni și a ajuns în partea cealaltă unde era o stațiune. A cerut ajutor, cei de acolo au încercat să îi recupereze cu un vapor, n-au putut de ghețuri, s-a cerut ajutorul la guvernul din Chile și până la urmă, după 4 luni de când plecase de la cei 22, se apropia cu vaporul de cei rămași. Și se spune că acest capitan avea emoții foarte mari. Și spunea el, oare îi mai găsesc în viață? Oare sunt pregătiți? Oare nu ne prind din nou ghețurile și rămânem blocați încă o dată? Și spre surprinderea lor, plină de bucurie, cei 22 erau îmbrăcați, echipați cu ranița în spate, ca la raport. Și a întrebat pe conducătorul lor, locotenent, cum a știut că venim în dimineața asta? Că suntem plecați de 4 luni. Și acesta i-a spus, capitane, în fiecare dimineață am dat comanda. Băieți, echiparea și pe mal, astăzi vom fi salvați. Și nădejdea asta ne-a ținut ca în pofida frigului, a insuficienței de hrană, să se păstreze nădejdea în noi. N-am nicio altă variantă să vă sugestionez ca să fiți gata când vine Domnul, decât să-L asculta, așteptați în fiecare dimineață și în fiecare seară. Pentru că orice zi ar fi mai frumoasă dacă vine El și orice noapte ar fi mai fericită dacă ar veni El. Verificați-vă dacă sunteți gata după dorul ce-L aveți pentru Domnul. O mireasă este normal să aștepte și mirele nostru vine, slăvit să-I fie numele. Vă dau și o altă imagine, poate mai pragmatică. Spune Scriptura în a doua, Petru, capitolul 1,
că după ce ni s-a făcut oferta aceasta de har, citesc de la versetul 3, dumnezeiasca lui puter ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Adică nu există nimic pe care Dumnezeu să nu fi dat prin harul său. Bugetul îndurării s-a deschis pentru noi. Prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui și prin care ne-au fost date făgăduințele lui, rețineți, nespus de mari și scumpe. Nu putem cuantifica valoarea harului și măreția veșniciei. Și acum ascultați, versetul 5. Mir le-a pregătit palatul. El e cel mai frumos. Dar știți ce ne rămâne nouă? De aceea, dați-vă și voi toate silințele. Ca să uniți cu credința voastră fapta. Și știți lista. Parcurgeți-o până la dragostea de oameni și mai faceți probă din când în când. Dacă aveți vreun frate, eu din când în când așa mă verific. Dacă cineva mi-a făcut rău, să-mi imaginez că în rai mă ține lângă el cel puțin 1000 de ani. Și dacă raiul e dulce, înseamnă că am șanse. Dar dacă vreunul mi-este antipatic, șansele mele se diminuează drastic. Să ajungem de la credință, dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. Amin. Fiți dar desăvârșiți. Doamne, noi suntem numai oameni. Da, dar în dragoste se cere desăvârșire. Dacă nu, nu ești bun de nuntă dacă nu iubești bine. E pe înțelesul nostru, numai că silințele trebuie să fie pe măsură. Căci dacă veți avea din belșug aceste lucruri, ele nu vă vor lăsa să întârziați și să fiți orbi, Doamne ferește. Versul 10, de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, că dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevărat, în chipul acesta, vi se va da din belșug. Adică, dragii mei, să fim primiți în cer cu fanfară. La botez, fanfară, bucurie și în cer stăm la rând, poate la reexaminare. Nu. Cu bucurie. Intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, numele Lui să fie slăvit. Amin. Întorc din nou la Apocalipsa 21. Și pe lângă imaginea aceasta unei mirese care așteaptă în dor, care și-a făcut inventarul la întreg echipamentul, și este gata să plătească orice preț, cum spune în Psalmul 45, uită-ți poporul, rupe-o cu trecutul și pregătește-te pentru viitor din dragoste pentru Dumnezeu. Spune Scriptura aici, Apocalipsa 21, versetul 3, și am auzit un glas tare, o, de l-am auzit și noi, care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Știți de ce vrea să ne mântuiască Dumnezeu? Părerea mea că acesta e primul motiv al lui Dumnezeu. Nu că vrea să arate ce putere are, nu că neapărat are nevoie de noi să administreze cosmosul cu noi, ci pentru că ne-a creat după chipul și asemănarea sa și vrea să ne aibă ca și copii, ca familie, ca intimitate a lui. Domnul nostru se cheamă Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu ne duce în cer ca să ne aibă cât mai aproape. Numai Petru a fost de părere să facă 3 colibi, Domnul vrea să facă numai una. Vrei să fim și noi acolo? În aceasta va consta frumusețea veșniciei, dragii mei. Nu în tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte, nu, că ar fi prea plictisitor. Ci în a-L cunoaște pe Dumnezeu, armonia perfectă ce-L caracterizează, dragostea Lui desăvârșită și a trăi împreună cu El. Avem noi românii o vorbă că de omul bun nu te satur niciodată, de om rău și de vreme arată satur repede. Dumnezeu atât ai de bun de nu ne vom sătura de El o veșnicie. Vreți să ajungeți acolo? Nu-L scoate pe om din coliba Lui, fă-i alături un palat, se mută singur. E făcut. Numai mintea să ne vină. Și să înțelegem ce ne așteaptă în cer. Dar, dragii mei, știți care e proba că Dumnezeu ne va primi în cortul Lui? E simplu. Dacă îl primim și noi în corturile noastre, acasă și mai mult decât acasă, aici, uite, în templul acesta, Dumnezeu vrea să vină în inimile noastre. Vrea să ne cucerească mințile. Și cum spune poetul, casa mea și cerul lui, tot ce avem, e una. Vrei să-ți dea Dumnezeu cerul lui?
Dă-i și tu casa ta. Dă-i reședința. Și lasă-l pe tronul vieții tale. Dă-i gândurile și discuțiile tale. Împărtășește-ți viața cu el. Spune Scriptura despre un bărbat, un bun familist, un model pentru noi bărbați, Enoch. A umblat 300 de ani cu Dumnezeu. Și Dumnezeu ce a făcut după aceea? L-a dus la el. Vrei să te ducă Dumnezeu la el? Umblă cu el aici. Pentru că, v-am spus, asta își dorește Dumnezeu, să aibă compania noastră. Noi ne dorim compania lui. E trist că uneori îl ținem pe Dumnezeu blocat în biserici. Doamne, aici s-am făcut casă frumoasă și când avem necazuri venim la tine și mai venim și la sărbători. Credeți că e mulțumit Dumnezeu cu așa ceva? Știți că în cer nu este templu. De ce? Dumnezeu nu vrea să se întâlnească cu noi numai la templu. Dumnezeu vrea să trăiască cu noi zi de zi. Și asta este altceva. Vreți să mergeți cu Dumnezeu în fiecare zi la lucru? Sau numai vreun înger să ne păzească? Dumnezeu îți poate face ziua de muncă ușoară. Dumnezeu îți poate face chiar greul și necazul plăcut. Pentru că zice David în Psalmul 16 și v-aș dori compania aceasta binecuvântată. David nu așa aș dorea să stea în prezența Domnului, zice el aici de la versetul 2. Eu zic Domnului, tu ești Domnul meu, tu ești singura mea fericire. Versetul 11, îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feții tale sunt bucurii nespuse și despătări veșnice la dreapta ta. Domnul să vă binecuvinteze cu această părtășie sfântă. Am auzit pe aici câte un copilaș care mai plânge și mi-a amintit o experiență din viața noastră de familie. M-am trezit într-o noapte pe sunetele unei cântări a soției, cânta acea frumoasă cântare, aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul, legând un copilaș care era bolnav. Așa frumos cânta și n-am vrut să mă mișc, nu cumva să se oprească din cântare. Și dimineața i-am spus și ea a zis, îmi dispăruse somnul, eu am cântat doar aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul gândindu-mă la ziua aceea. Dar ce să spun Iosif, îmi zicea ea, astă noapte a fost Domnul Iisus aici. Și mă se părea să nu mă mișc, să nu te miști tu, să nu se trezească copiii. Pentru că era prea binecuvântată părtășia lui. Vă doresc asemenea moment. Uneori îl vom simți pe Domnul mai conștient, mai prezent, dar El vrea să fie în fiecare zi cu noi. El vrea pe mașină să ne însoțească, să ne dea bucurii, vrea noaptea în somn să ne cerceteze. Dumneavoastră vreți? Atunci trăiți ca înaintea feței Lui și într-o zi vom ajunge în cer să trăim împreună cu El. Verificați-vă, dragii mei, de astăzi v-ați botezat cu Domnul, ați murit cu El, trăiți cu El, verificați-vă compania în fiecare zi și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu vă duceți în altă parte unde n-ar merge Domnul. Nu rupeți părtășia și prietenia cu El. Și dacă vor veni probleme și catastrofe, Dumnezeu l-a salvat pe noi că umbla cu Dumnezeu. Dumnezeu ne va păstra în corabie, ne va ascunde în coliba Lui, cum spunea profetul. Dar într-o zi ne va duce în cortul Lui din cer. Și închei cu cuvintele pe care le scria Ioan. Am citit aici în capitolul 5, în versetul 5. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Dragii mei, la un cer și un pământ nou, știți, unde are Dumnezeu mai multă treabă până, ne face, până lucrează ceva nou. Cu noi are mai mult de lucru. Să vă înnoiască Domnul dorul pentru El. Viața și toate cele vechi să se ducă. Și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut, să vă dea Dumnezeu credință și sunt adevărate și să vă dea bucuria când se vor împlini. Amin.